Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătește-ușor.ro. Dacă tot este vară, m-am gândit să facem împreună tot felul de băuturi răcoritoare specifice acestui sezon, iar astăzi m-am gândit să vă arăt cum să preparați un delicios milkshake cu căpșuni, în care folosim brânză mascarpone și înghețată de vanilie și, bineînțeles, căpșuni. Așa că vă invit în continuare să urmăriți rețeta și modalitatea de preparare. Acest delicios milkshake vom avea nevoie de 250 de grame de căpșuni pe care le-am tăiat în bucățele mai mici, 100 de ml de lapte, 250 de grame de înghețată de vanilie și 200 de grame de mascarpone. Pentru a face milkshake-ul cu căpșuni avem nevoie de un blender, dar putem folosi și un chopper sau un blender de mână. În bolul blenderului voi pune căpșunile. Și voi adăuga și laptele. Voi pune capacul. Și voi omogeniza foarte bine ingredientele. Căpșunile s-au omogenizat foarte bine cu laptele. Iar acum peste ele voi adăuga brânza mascarpone. Observați că eu nu am adăugat deloc zahăr în acest milkshake pentru că folosesc căpșuni foarte coapte și nu avem nevoie de zahăr. Și înghețată. Am pus toată înghețata. Eu folosesc înghețata de vanilie, dar dacă vreți un gust profund de căpșuni, puteți folosi înghețata de căpșuni. Și voi pasa totul din nou până când se omogenizează. Este gata, toate ingredientele s-au omogenizat foarte bine. Miroase atât de parfumată a căpșuni și a vanilie. Iar acum este perfect pentru a fi pus în pahare. Dragii mei, milkshake-ul cu căpșuni este gata. Ați putut vedea cât este de ușor de făcut și eu vă asigur că este foarte gustos și foarte răcoritor. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook și să subscribe canalului meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez degustare plăcută! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici! Pa, pa!